Dragilor, încă o dată, bună seara, bine ați venit. Nici mă puteți închipui cât de bucuroasă sunt eu că ne și vedem. Putem comunica altfel decât am făcut-o până acum. În seara aceasta vom continua ceea ce am început marți și vom aprofunda, vom controla și mai bine personalitatea pe care v-am dezvăluit-o marți, pentru că noi am deschis o nouă unitate de învățare intitulată Personalități, exemple, modele și împreună am descoperit o personalitate pe care eu am ales-o pentru voi și v-am și motivat, v-am și povestit marți de ce am făcut această alegere. Da? Dacă ar fi să recapitulez eu, aș spune-o încă o dată pentru cei care n-au fost marți, că am ales pe Iancu de Hunedoara, o personalitate istorică, din cel puțin trei considerente foarte clare. În primul rând este o personalitate istorică din Transilvania, pe care foarte puțin o cunosc în toată complexitatea ei. Așa. Apoi, pentru că această personalitate istorică a fost cumva legată și de istoria Europei și de istoria, deci este nu numai o personalitate națională, ci am putea spune că este și internațională, așa, și în contextul europenizării se cuvine, se acordă mai multă atenție și, în al treilea rând, am ales-o pentru că noi, studiind scriitori brașoveni, această personalitate a fost adusă, a fost reconstituită prin romanul doamnei Simona Antonescu, Ultima cruciadă, așa, pe care noi l-am discutat, așa, și din care am și citit câte ceva, tocmai pentru a vedea în ce măsură scriitorul reușește să surprindă alte elemente ale biografiei lui Iancu de Hunedoara decât acelea pe care le știe toată lumea. Pentru că cu toții ne-am documentat și am cercetat și am văzut ce spun documentele despre Iancu de Hunedoara. Eu v-am mai mărturisit ceva marți. Faptul că m-am dus pe Iancu de Hunedoara și după ce am citit cartea. Adică cartea m-a împins spre Iancu de Hunedoara, m-a provocat să-l cunosc mai bine. Până am citit această carte, știam despre Iancu de Hunedoara câteva lucruri obișnuite, adică chestiuni de cultură generală și atât. Citind cartea și observând în ce lumină l-a pus doamna Simona Popescu, am vrut să știu și eu mai multe despre el, să cercetez, adică să compar ce spun documentele istorice, în ce măsură cartea a sondat și mai mult, dar a mers dincolo de documentul istoric. O să, doamna, din experiența mea de cititor și de iubitor de literatură, și pentru că am participat la o lansare de carte a doamnei, chiar la romanul acestuia, știu că doamna citește foarte frumos, dar cu permisiunea dumneavoastră o să pornim de la câteva secvențe dintr-un capitol 3 al romanului, tocmai pentru a intra în atmosfera cărții și pentru a înțelege mai bine de ce ne aflăm aici. Sunteți de acord? Da. Da? Dacă doriți, o să încep eu și puteți și voi să continuați, așa cum făceam la online. Deci începeam eu și voi continuați. Nu o să încep lectura până am mulțumit domnului director pentru susținere. Până nu îi mulțumim doamnei Simona pentru că a venit la 6 kilometri să fie alături de noi și domnului care ne-a susținut și data trecută de la, cum să numim, Pași prin Brașov, la Pas prin Brașov, da. Deci dumneavoastră este la Pas prin, da. Bun. Deci capitolul 3. Cântecul convorului se intitulează capitolul 3. N-ar fi trebuit ca pielea ei, lăsată pe la colțurile ochilor și la gât, să-i curețe gândurile de patima? Ce bărbat este acela care își înduiește la carne obosită? Carnea ei însă era plină de povești. Privirea sfredelitoare, încrezătoare în niște puteri ce nu se vedeau, surusul care îi dezvelea dinții, toate acestea, alăturate cărnii care știa multe, îi păreau lui Avram Răscopitul o carte în care stăteau scrise cele mai nebănuite aventuri, călătorii până la capătul lumii și taine adânci pățite de blesteme grele. Pielea copilelor este luminoasă ca apa neîncepută. A ei era mată, sorbea înăuntru lumina care cădea pe ea, înghițind-o în adâncuri de fântână. Apele ei se aflau în interior, iar el ardea de dorința de a ști. Voia să știe poveștile. Ar fi dorit să o întrebe cu vorba, cu ochii, cu toată carnea lui. Cine ești? Dacă sufletele vin de la Dumnezeu și dacă sosesc pe lume cu drumul deja scris, atunci cine era pentru el sufletul acesta pierdut? Dacă ar fi dat crezare vorbelor convoiului, femeia se făcea vinovată de toate păcatele cunoscute. Avram Răscopitul, zis și Voicu, încerca să separe aceste vorbe de faptele pe care le vedea cu ochii lui. Totuși, nici la cercetarea aceasta femeia nu ieșea tocmai cu basma curată. Maria Descântata, zisă și hăruita, se lăsa privită. Sub ochii întregului convoi, sătenii din alibunar înfipseră în pământ praful care purta cămașa ciumii și își înconjurau acum satul cu o brază de plug, mergând agale pe urmele bătrânelor. Sunt descuiate, Doamne, iartă-mă, șoptianul, fie Constantinopolitanul, închinându-se la. Se tem de ciumă, spuse Maria privind la Avram Răscopitul, zis și Voicu, și amândoi la trupul de pe cel din plica de afară. Parcă știi, poate că știu, se amestecă în vorbă Silip Călăul, întotdeauna bănuitor. Când prindeau de veste că începe a lovi ciuma, multe sate se apărau cu cămașa nouă, purtată în procesiune până la cutare și dăruit-o acolo morii, ca să o înduplece să-i ocolească. La apusul soarelui se adunau cele mai bătrâne 9 femei din sat. Făceau legământul tăcerii și începeau să toarnă, să țeasă și să pasă cămașa ciumii. Dacă izbuteau să sfârșească lucrul înainte de miezul nopții, atunci însemna că Sfânta Vineri este alături de ele și lucrarea avea putere. Cămașa cea nouă era apoi îmbrăcată pe o cruce și scoasă afară din sat, de unde ciuma avea să-și o ia, iar oamenii își înconjurau pământurile cu o brază de plug, așa fel ca nevasta să știe până unde este îngăduit să calce. Ca să țină departe de procesiunea alte vâlve ori rusalii ce ar putea rămâni la cămașa cea nouă, bătrânele mergeau goale, despicând întunericul cu trupurile lor veștede, curățate de toate patimile lumii, nu prin neatingere, ci prin scufundare în ele, așa cum numai focul curăță, arzând. În lumina lunii care arginta câmpul nesfârșit, de o parte și de alta brazei, convoiul cruciaților și satul sârb înșirat în procesiune erau două corăbii care treceau una pe lângă cealaltă, făcând parte din aceeași lume numai preț de câteva clipe, închizându-se apoi din nou în propriile lor hotare. O să mă opresc aici cu lectura. Ce ați observat? Ce se prezintă în această secvență lecturată? Paul. Nici eu sunt și ciumei, pentru că e popular, nu este răspândit extrem de... Nu este destul de des întâlnit în literatură sau în alte surse istorice, după cum am observat eu. Toate acestea este unul dintre cele mai vechi cutume ale țării. Așa, deci este un fel de tradiție neștiută a unor locuri, nu? Care se prindea viață, se reactiva în momente de mare cumpănă prin care treceau oamenii. Și unul dintre aceste momente era acela în care apărea ciuma. Ciuma care era o boală în vremea aceea incurabilă. Dar iată că am citit acest fragment tocmai pentru a sublinia condițiile vitrege prin care au trecut ostașii, cei care s-au întors din ultima cruciadă, pentru a aduce în țară, da, într-un convoi, da, de aceea am și început aici cu cântecul convoiului, trupul domnitorului pe scurt, trupul lui Iancu de Hunedoara, care nu s-a mai întors, după cum vă spuneam și marți, viu, ci s-a întors răpus de ciumă și nu de sabie, așa cum s-ar fi așteptat. Aici, ajungând cu deschiderea subiectului, o voi ruga pe doamna Simona Antonescu, cea care a și scris această carte, da, Ultima cruciadă, iată așa arată cartea, ați văzut-o și marți, pentru că am fotografiat-o. Și am făcut și câteva, v-am spus marți și câteva lucruri despre doamna Simona Antonescu. Pentru cei care n-au fost marți, vă voi spune că doamna are o carieră literară nu foarte lungă, destul de scurtă, pentru că a debutat în anul 2015, deci acum 6 ani, cu Fotograful Curții Regale, un roman care a avut un foarte mare succes, am spus și marți, așa. A câștigat concursul de debut al editurii Cartea Românească și a obținut premiul de debut al Uniunii Scriitorilor din România. Apoi și a fost finalist la festivalul de premier roman de Belgrad și reeditat în 2016. Apoi, foarte repede, a publicat Darul lui Serafim în 2016, Hanul lui Manuc în 2017, roman finalist la Premiul Național pentru Proză, ziarul de Iași. În 2018 ați publicat ceva în 2018? A început seria de cărți pentru copii și pentru cei mici. Da, da, am și notat că mi-am preluat datele despre dumneavoastră chiar din medalionul aflat la Uniunea Scriitorilor. Pentru că este foarte bine actualizat. Da, 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 da. Și în 2019 ați publicat Ultima cruciadă, apoi în 2021 ne-ați adus proaspăt un nou roman, nu? Chiar de câteva zile. De câteva zile. Intitulat În umbra ei. Am spus că, aseară v-am spus că doamna are un roman nou care de câteva zile a apărut pe piață. În librării, de fapt. E impropriu spus. Bun. Ce vreau să vă întreb, doamna Simona Antonescu, pentru a-i lăsa și pe ei să se gândească la ce întrebări să formuleze și cum să vă provoace. Așa? Vreau să vă întreb, pentru că venim vorba despre Iancu de Hunedoara. Ați văzut, noi pe ideea de personalitate istorică ne-am axat și am mers pe acest traseu. Ce anume v-a determinat să alegeți acest subiect? Pentru că din experiența noastră de lectură știm că unii dintre scriitorii clasici au mărturisit care a fost momentul crucial care au determinat să dezvolte un anumit subiect. A fost acel... Acel declic care s-a produs. Pentru mine, pentru Ultima cruciadă, recunosc că declicul nu l-a făcut Iancu de Hunedoara, ci l-a făcut acel fapt istoric, care este foarte puțin amintit în cronici, dar el a rămas în cronicile vremii. Și anume, așa cum veți vedea din carte cei care încă n-ați citit-o, această ultimă cruciadă se petrece între armata creștinilor și armata turcă, armata otomană, și se băteau pentru cetatea Belgradului, pe scurt. nu era bătălia pentru o anumită țară, ci era bătălia pentru toată Europa. Pentru că Imperiul Otoman deja cucerise o mare parte din teritoriul Europei și ceea ce făcea era că avansa în Europa. Deci toată lumea se temea. Iar cetatea Belgradului era în momentul ăsta pe care eu l-am ales pentru carte, era un punct fierbinte. Cel care ar fi cucerit această cetate a Belgradului, dacă cucereau otomanii, ar fi avut acces în tot restul Europei. Dacă nu reușeau să o cucerească, așa cum s-a și întâmplat că Iancu de Hunedoara i-a oprit, să știți că i-a oprit pentru următorii 80 de ani. Adică gândiți-vă că a pus punct acestei invazii otomane pentru 80 de ani. Gândiți-vă cât înseamnă 80 de ani. Pentru că au glumă așa, le-a dat raună totală pentru o bucată foarte mare de timp. Faptul acela istoric pe care eu l-am găsit spune așa, că după ce s-au bătut pentru cetate, niciuna dintre armate nu reușea să o biruie pe cealaltă. Trecuse foarte mult timp, ambele armate erau extrem de obosite, cu puterile sfârșite, și atunci ambele armate decisese că pur și simplu nu mai aveau putere să mai lupte. Și atunci au decis să părăsească câmpul de luptă. N-a mai avut loc nicio bătălie, spionii ambelor părți observau ce se petrece dincolo și veneau cu vestea, ăștia se pregătesc să plece. Și se pregăteau să plece și să se întoarcă după o vreme, să-și mai refacă puterile și să se întoarcă după o vreme. În noaptea de dinaintea plecării, în momentul în care, de exemplu, oastea cruciaților sub conducerea lui Iancu de Hunedoara deja era îmbarcată pe corăbii, că veniseră pe Dunăre. În momentul ăsta, cronicile spun așa, nu se știe din ce motiv. Vă atrag atenția asupra acestei formule, pentru că de aici a plecat totul la mine. Nu se știe din ce motiv un grup mic de cruciați țărani nu l-a mai ascultat pe Iancu de Hunedoara, deci au ieșit de sub porunca lui, s-au întors și au năvălit pur și simplu împotriva turcilor. Și se știe că printre ei era și o femeie. Nu se știe motivul, nu se știe ce i-a îndemnat să facă asta, dar în urma acestei revolte a lor, pentru că nu clar a fost o revoltă, știți cuvântul răzmeriță? Deci o răzmeriță a fost. Nu, haideți să vă întreb așa, dacă voi ați fi Iancu de Hunedoara, ce ați simțit când ați auzit că în loc să se îmbarce toți pe corăbii și să plece așa cum ați spus voi, voi ați dat o poruncă? Și ăștia în spate s-au dus și au făcut ce au făcut. Ce ați simțit? Ce ați simțit? Sincer. Da. Oarecare sentiment de revoltă, dar nu pot să nu zic că aș simți și eu oarecare curiozitate. Ce e însemnat să... Altcineva? Perfect. Altcineva, cine vrea să ne spună? Indiferent ce ați simți, este sentimentul vostru, deci este foarte bun. Ce ați simți? Te rog. Simți trădată. Trădată, ok. Altcineva? Sunteți Iancu de Hunedoara și ați dat o poruncă și v-au ieșit vreo 12 de sus. Militare, pentru că autoritatea nu a fost respectată, autoritatea nu a fost respectată. Exact. Să știți că și el a simțit tot amestecul ăsta. Înțelegeți? Adică și furie pe ei, și s-a simțit trădat, și a simțit că pe vreme de război, dacă nu sunt ascultate în tocmai poruncile, este un haos total, pentru că există o persoană care trebuie să conducă și să dirigeze zeci de mii de oameni, n-ai cum dacă ei nu te ascultă. Și, cum să zic, înaripat el de sentimentele astea pe care le-ați spus și voi, s-a întors cu toată oastea. Acum, eu mi-am imaginat că s-a întors ca să-și aducă acești răsculați înapoi pe corabie. Mi l-am imaginat la fel de furios, dar n-a avut ce să facă decât să intre în luptă, pentru că răsculații lui se băteau cu turcii. Faptul este că s-a încins din nou bătălia. Avantajul foarte mare al cruciaților a fost că aveau aceste sentimente pe care le-a simțit și voi acum. Turcii erau doar dezorientați, ei habar n-aveau ce i-a lovit. Și bătălia a fost câștigată în felul ăsta de cruciați. Cetatea Belgradului a rămas a lui Iancu de Hunedoara De la ce? De la o revoltă a unor oameni al căror nume nu știm, știm doar că printre ei era o femeie. Nu știm ce le-a venit, în mod sigur, nu patriotism. Cine știe ce s-a întâmplat acolo, habar nu am. Fapt este că tot acest căpețel de informații pe care l-am găsit în cronicile vremii m-a oprit pe loc din orice fel de alte căutări și am vrut să scriu o carte despre acest moment, în care să dau un nume și o personalitate femeii, care a rămas anonimă, de fapt, să dau povești acelor răsculați și să explic eu acel nu se știe din ce motiv. În carte eu am inventat un motiv care este plauzibil, pentru mine a fost plauzibil și am ajuns la Iancu de Hunedoara, în felul ăsta. Da. Mulțumesc mult pentru răspuns și dacă tot ați insistat pe ideea că în acel grup era și o femeie, eu, ca cititor al cărții, voi spune că nu era o femeie oarecare. Totuși, era o femeie care atragea atenția. Ați văzut cum s-a deschis capitolul 3. Când veți citi chiar cartea, veți vedea că avea o poveste, femeia respectivă avea o poveste extraordinară, că de altfel toate personajele pe care soarta le-a adus împreună în acel convoi, în acea cruciadă, la care oamenii se adunau, din câte am înțeles eu și dumneavoastră ați evidențiat foarte bine, nu neapărat din patriotism, ci pentru că fiecare avea un interes personal, un motiv personal, o problemă personală, o poveste. Fiecare avea o poveste. La modul general vorbind însă, oamenii mergeau în cruciade, oamenii din Transilvania, în mod special, pentru comune. Am înțeles bine? Da, pentru acte de proprietate care să adeverească că acel pământ pe care ei îl aveau de la străbunicul este într-adevăr al lor. Pământul era al lor, dar nu aveau acte de proprietate. Și s-a întâmplat de foarte multe ori. Cine stă la curte de aici? E cineva care stă la curte? Bun, imaginați-vă că sunteți la voi acasă. Ați stat dintotdeauna, v-ați născut aici, da? Okay. Imaginează-ți că te-ai născut data. Ok. Imaginați-vă că și părinții voștri tot acolo s-au născut. Și azi dimineață a venit cineva, a bătut în poartă, v-a arătat o hârtie care spunea că pământul ăla și curtea voastră și casa și toate aparaturile cu grădina tocmai au fost date de guvern mie. Asta pățeau, asta se întâmpla în Transilvania în perioada aceea. Și atunci ei aveau nevoie, pentru că ei nu aveau acte pe pământul ăla. Nu aveau. De sute de ani ei acolo stăteau. Înțelegeți? Și ei plecau în cruciadă pentru că li se promisese și chiar, cum să spun, obțineau lucrul ăsta, obțineau acte pe care, când venea în coadă cineva, să le scoate și ei și să le arate. Înțelegeți? Sunt date istorice pe care tinerii și nu numai tinerii din ziua de azi, nu le mai realizează sacrificiul pe care l-au făcut înaintea și pentru ca cel care stă la curte acum să aibă acel act de proprietate și pământul lui și să poată să justifice într-un fel. Ok. Acum, eu vă las și pe voi, știți că așa e jocul. Și noi începem cu discuția, dar mi-ar plăcea tare mult să veniți și voi cu întrebări, cum știți voi să le formulați, nu-i nicio problemă, cu puncte de vedere. Legată de această carte, de secvențele pe care le-am citit, nu se întâmplă foarte des să aveți în acea săptămână și cartea și scriitorul. Deci, de obicei, noi suntem obișnuiți să studiem un scriitor care nu este printre noi. Nu? Dar cred că, după cum v-am și spus la începutul cursului nostru, literatura este vie, trăiește. Se face, nu mereu, dar e un organism viu. Și aveți ocazia să vedeți acest lucru, la sursă. Bine. Dacă dorește cineva? Eu am întrebat că nu e neapărat decât cu romanul. Deci, am citit în material că ați v-ați îndreptat în facultatea de chimie și am întrebat de ce, adică... Am fost îndreptată, nu am îndreptat. Deci în momentul în care am scris de mică, de foarte mică, adică chiar de foarte mică am scris și părinților s-a părut foarte amuzant până în clasa 6-a, 7-a. Când s-a pus marea problemă, bine, dar nu te vei putea face scriitoare, pentru că trebuie să ai și o meserie din care să-ți plătești facturile. Și atunci, printre a 7-a, așa, am fost anunțată că voi face chimie. Asta este marele mister. De fapt, și mie mi-era foarte clar că n-aș putea trăi din scris romane. Ceea ce voiam eu era să nu existe facturi pe lume, dacă s-ar putea, și să fiu lăsată în pace să scriu cărți. Ori asta nu se poate nici acum, nu s-a putut nici atunci. Să dea Domnul să se poată vreodată, nu știu dacă se va putea. Este greu. Deci nu prea m-am opus, nu pot să zic că nu m-am opus, dar nu chiar cu toate forțele, pentru că eram conștientă de dreptatea pe care o aveau părinții mei. Ți-am răspuns la întrebare? Da. Aș mai avea una continuare. Erați cumva măcar puțin pasionată de chimie sau... Nu. Nu. S-a întâmplat și se mai întâmplă în situații de genul acesta. Nu, acum să și copiii au punctul lor de vedere și cred că pe vremea aceea știi care era partea cea mai dificilă. După ce terminai în facultate, nu îți depuneai CV-urile pe unde ți-ar fi plăcut ție. Terminai o facultate și primeai o repartiție. Dacă terminai facultatea la București, primeai repartiție la Ocheșații Mari. Cine știe unde sunt Ocheșații Mari? Exact. Și erai obligat să te duci acolo. Erai obligat să-ți găsești o gazdă acolo. Dacă aveai cumva deja soț sau un prieten de stabil, n-avea cum să meargă cu tine. Pentru că el primea o repartiție la tătăranii mici și erau obligați să se ducă. Și atunci părinții mei au zis, ne trebuie o meserie în care să nu existe locuri de muncă nici în Ocheșat, nici în Sătărani. Și locul de muncă, au spus ei, că trebuie să fie un combinat mare sau ceva chimic foarte mare, pentru că erau în orașele mari. Ăsta a fost raționamentul din spate. Asta era marea problemă. Și de asta nici eu nu m-am opus chiar cu toate puterile mele, pentru că nici eu nu prea mă vedeam. Pentru că eu aduceam în față, ca și contraargument așa, aduceam în față profesor de limba română. Și părinții mei spuneau, ok, și-ați mascule de tine. Asta chiar așa, chiar așa era. Bine, aceasta chiar ați preluat-o de la părinți, ok, și-ați mari. Sau de undeva mi-a numai asta. Da, da. Ok, alte întrebări? Te rog. Majoritatea criticilor vorbesc despre opera dumneavoastră ca fiind realist magic. Sunteți de acord cu această afirmație? Păi, ca să-ți răspund, ar trebui să definim realismul magic. Da. Ca să știm cu toții despre ce vorbim. Nu o să facem asta. Pentru că este... ce vă zic acum este doar părerea mea și mi-o susțin. Nu facem treaba asta pentru că este plictisitor, dar e valabil doar pentru mine, să știți. Ok, ce pot să-ți spun este că sunt o persoană, am descoperit eu în timp așa, că sunt o persoană foarte, mai degrabă optimistă decât pesimistă, mai degrabă visătoare decât realistă și foarte convinsă că există lumi invizibile. Eu sunt foarte convinsă. Asta aș putea să demonstrez, dar nu avem timp acum. Și atunci, într-adevăr, în toate cărțile mele există acest realism magic, pentru că este atât de rădăcinat în credințele mele, încât n-am cum să scriu fără să văd în jurul meu un corp. Nu știu dacă te-am răspuns la întrebare. Da. Fără să definim realismul magic, pentru că este cu totul altceva. Eu îți spun doar că recunosc că asta mi-este structura. Da. Și nu are cum să nu treacă structura în ceea ce scrii. Pentru că atunci când scrii, trebuie să fii complet sincer. Complet sincer. Dacă n-aș fi sinceră, vouă nu v-ar plăcea ce citiți, pentru că ar fi... Nu știu dacă se mai folosește acum să ziceți texte comuniste sau comuniste. Ar fi texte de alea comuniste, se văd imediat când nu sunt sincere. Mulțumim frumos și ție, Paul. Ana. Da, pentru că am ajuns la întrebări poate puțin mai personale, vreau să vă întreb cum s-a resimțit perioada pandemiei în calitate de scriitor pentru dumneavoastră? Primul gând a fost de bucurie foarte mare, pentru că noi am fost anunțați, lucrez la chiar la o corporație și pentru că locuiesc în Ploiești, făceam naveta zilnic până la București. Și calculam eu că pe zi, între 2 ore jumate și 3, stăteam în mașină pur și simplu ca să mă duc la job și să mă întorc de la job. Și nu, adică nu găseam o scăpare din situația asta, dar m-a frustrat foarte tare. Și când ne-am anunțat chiar de pe zi pe alta că o să rămânem acasă, deja eu mi-am făcut vreo 30.000 de planuri așa, ce voi face cu cele 3 ore în fiecare zi. Mi se părea un timp care se adaugă la ziua mea, ca și cum m-ar fi anunțat cineva că ziua pentru mine va avea 27 de ore. Foarte fericit am fost. Nu m-am apucat de scris imediat. Aveam ideea acelei cărți undeva într-un folder în laptop, dar ce m-am apucat imediat a fost să citesc. Am citit foarte mult, deci chiar după pofta inimii am citit. Și în momentul în care am realizat că nu este de glumă și că o să stăm foarte mult timp acasă și că se îmbolnăvesc atâția oameni și că chiar este gravă situația, atunci mi-am oferit cheful de citit. Chiar, cum să zic, am căzut așa într-o... cum să o numesc? Melancolie, așa, nu știu cum să spun. Iar ceea ce a reieșit din toată treaba asta a fost o carte care este foarte, foarte personală. Spre deosebire de toate celelalte cărți ale mele, care sunt cărți istorice. Un fel de romane de aventuri, că n-am găsit decât așa ceva prin istorie. Nu m-am minut și oricum numai astea plăceau. Cea pe care am publicat-o acum recent este extrem de personală. Deci cred că ce-a făcut perioada asta de pandemie a fost să-mi dea curaj să vorbesc despre așa ceva. Dar este în același timp și un pic mai tristă decât celelalte. Asta simt. Mulțumesc și eu pentru întrebare, frumoasă întrebare.